V-ați mobilizat să îi ajutați pe cei la nevoie, pe semenii noștri din Turcia. Da, eu împreună cu echipa din primărie, cu salariații primăriei, am considerat că facem un lucru bun în ceea ce privește acest ajutor, pentru că nu dorim vreodată să fim în acea situație și să ni se întâmple ce li s-a întâmplat și lor. Și fiind oameni cu suflet, oameni care cu familii, oameni care suntem responsabili și nu numai, prin colaborarea noastră cu Crucea Roșie, în speță cu doamna Aura, o colaborare de câțiva ani buni, ne-am făcut și ne facem datoria ca de fiecare dată să punem și noi o mică parte umărul la necazul dumnealor, celor din Turcia, care nu-mi doresc și nu doresc nimănui să treacă prin asemenea evenimente. Nu pot decât să-i mulțumesc și să-l laud pe domn primar și pe echipa dânsului, pentru că de fiecare dată, dar chiar de fiecare dată, au fost primii care au răspuns la toate apelurile noastre. Uite, și de data asta au venit și cu alimente și cu pături pe care le vom duce la București, la depozitul central, și vor pleca pentru Turcia și Siria. Sunteți un exemplu de urmat și pentru ceilalți colegi de-ai dumneavoastră. Sunt convins că și dumnealor vor face același lucru sau parte din ei au și făcut-o, posibil. La această contribuție au participat și organizația PSD Nana. Toți consilierii PSD Nana, care sunt majoritari, au contribuit cu sume pentru această donație.